Bună ziua! A început vestita ședință în care se cere aprobarea Parlamentului pentru a... Ia! Corect! Tot datorită mie se încântă, poate vă mai aduceți aminte. De 466 de voturi asistenători și au înregistrat prezența până în acest moment 334. A, e bine. E bine. E foarte bine. Îi aștept și pe colegii mei independenți să vedem dacă participă. Vă pup, domnul general. Domnul Roman. Eu nu sunt de acord cu ordinea de zi. O vreau. Contra. Nu știu de ce trebuie să fiu de acord cu ordinea lor de zi, cu solicitările lor de a ne lăsa noi... A fost aprobat, te întreb și eu. 212 pentru, contra 1, nu votez 2. Contra. Cineva trebuie să facă o poziție în sala asta. Că ne-am săturat. Da. Ia, stai să vedem și voi pe aici. Programul de lucru a fost aprobat. Rog liderii grupurilor parlamentare să vină la președinție. Ia. Hai că vine și Ciubuc. Haideți, domnul deputat. Haideți, domnul deputat, că ați întârziat. Am văzut pe cartel. A? Am văzut pe cartel. Nu, că las că da? Stau aici. Ok, bine. Stau aici ca să te pot fi. Ai adus alea? Ce? N-ai adus. Da. N-ai adus alea, a? Ceilalți nu vin? Au concediu? Vin, dar nu știu. Ce nu știm? Nu știu de ședință comună. Păi cum să nu știe de ședință comună? Că s-a anunțat de joi, vineri, eu am anunțat, am făcut și live pe chestia asta, am făcut o emisiune. Ia să vedem asta cu Black Sea. Ia fiți atenți aici. Nu prea au informații la noi, dacă n-au consilieri buni să caute
Da, ar fi foarte ok să ceară, uite, informare, da? Bun, eu nu vreau informare aici. Uite, din 3 aprilie ne-a informat domnul președinte. Doamnelor și domnilor deputați și senatori, urmăm consultării comitetului grupului. Da, ia. Am constatat că la punctul 4 de pe ordinea de zi, și anume numirea unor membri ai plenului Consiliului Concurenței și Nominalizarea Funcțiilor, în raportul comun al Comisiei Juridice și Economice, s-a produs o eroare. Sensul în care, deși legea spune că reprezentanții grupurilor parlamentare pot face propuneri, și ar fi trebuit ca, în măsura în care cei care au fost propuși să îndeplinesc condiții legale să fie admiși cu toții pentru a face parte din grupurile, pentru a fi puși pe plătiri de vot și eventual votați în plenul Camerei, și respingi doar cei care s-au înscris. Deci el a aprobat tranzitarea teritoriului național. Se pare că au fost respinși, da? Doi candidați ai unui grup parlamentar. Pe domane, în urmare, ați făcut o propunere. Ia, fiți atenți aici. Deci, de pe 3 aprilie, da? Propunerea este ca pe lângă cei 7 avizați favorabili în comis. Și anume, pe lângă domnii Nicu Daniel, Ionescu, da, un local Georgian, doamnă, local Georgian, Păunescu, Patrian, Copaiu, Iercola, alături de Iercola, Costitiu, ăștia se bat pe funcție acum. A, e. Altceva ei nu știu decât funcție. Ia să vedem noi aici. De ce fiți atenți voi aici? Aici este Estonia, da? Urmă vine Letonia. Urmă vine Letonia. Nu, domne, contra. Contra, băi, frate. Cum adică? Dita mai partide, adică nu știu ce oameni au în partide. Polonia, Belarus, de ce nu vin aici așa? Ia uite. De ce din Estonia trebuie să vii tu prin România? Dar de ce nu vii așa? A, el stabilește. Pe bune, v-ați luat parlamentul pe persoană fizică? Inimaginabil, băi, voi ați auzit, mă? El hotărăște tot. Domnul, cum îl cheamă pe ăsta, mă? Deci fii atent, acum am locuit. Deci, acum locuiesc? Comisiile reunite au avizat negativ, PNL și PSD au avizat negativ, propunerile venite din partea USR și din partea AUR și au avizat pozitiv. De ce, uite, Estonia, da, din Estonia. Păi, ai așa, direct. Da? Da? Pac, sau așa. Ce dracu, din Estonia tu vii pe aici, în România, ca să te duci în Ucraina? Adică nu mai știm geografie? Na, poftim. E așa vor. Păi de ce nu vii direct așa în Ucraina? De ce trebuie să vii așa? Așa, 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 așa? Și pe urmă așa? Doamne ferește, mă! Nu, ăștia nu știu o geografie. Are acesta timpul de încercare eventuale erori ca parte de comisiilor. Dar suntem în situația în care noi ne dorim ca reprezentanții propuși de USR și a să regăsească în cuvinte de vot. Și reprezentanții USR până acolo doresc. De sunteți drăguți cu ei, să înțeleg. Da. Am înțeles. Tata, nu poți să spui prostia asta. Adică cum să spui tu că el hotărăște aici în Parlament? Adică un singur om? Da.
încălcat regulamentul modificând un raport. Nu există, plenul este suveran. Aceasta este o ocazie pe care o spateți când aveți domnile voastre chef și când nu, nu aveți chef, nu o faceți. Am propus, am solicitat supunerea la vot de nenumărate ori a unor proiecte legislative care ar fi trebuit supuse votului pentru a putea fi contestate la CNU, unul dintre ele fiind. Deci voi realizați ce se întâmplă aici? Ăștia, deci sunt niște comisii care au anulat, au respins niște candidaturi. Și așa zisul președinte al Camerei Deputaților, care conduce ședința de azi, spune că nu e de acord cu ce au făcut comisiile, adică dacă, și că el face ce vrea în plenul Parlamentului, că el dispune, hotărârea lui. Deci ori au avut o neînțelegere în comisii, pentru că și USR-ul și au roblat cu PSD-ul și cu PNL-ul, probabil că s-au răzgândit ulterior, au avut discuții și acum dă-i. Ia, să te ții. Ia. Mai tare. Decizia 209/2012 spune în felul următor: Parlamentul nu poate fi reprezentat sau înlocuit de niciunul dintre organele sale interne și pe care chiar el și le reprezintează, din simplu motiv că el nu poate delega nimănui și cu atât mai puțin unui grup de parlamentari, Realitatea Națională, cu care electoratul l-a împuternicit în urma alegerilor parlamentare. Păi asta v-am invocat eu de 100 de ori. E altceva. Asta v-am invocat-o eu de nenumărate ori și nu v-ați înțeles. Vă convine plenul suveran, da, domnul de la PNL? Aha. Păi asta am invocat-o eu de nenumărate ori, decizia Curții Constituționale. Mulțumesc! Îmi pare bine că suntem tratați cu atâta bunăvoință, domnule președinte. Sunteți extraordinari astăzi, încercați să ne schimbați impresia, numai că domnul de la PNL văd că citează o decizie a Curții Constituționale pe care eu am invocat-o de nenumărate ori, iar dânsul a spus că nu se aplică. Deci se aplică numai când doriți dumneavoastră și numai când considerați dumneavoastră, însă la acest capitol nu se aplică. Îmi este foarte clar că aranjamentele dumneavoastră nu s-au concluzionat, astfel încât veniți acum cu o schimbare a deciziilor unor comisii și cu tot respectul, domnul Simonis. Nu puteți să spuneți că dumneavoastră decideți cum vreți dumneavoastră. Dumneavoastră puteți supune la vot eventuale decizii, pentru că totuși în acest Parlament nu este luat pe persoană fizică. Și în acest context aș vrea și eu să aud articole din regulament și din lege care se aplică acestei situații, pentru că este fără precedent. Cu tot respectul, părerea mea este să anulați acel punct de pe ordinea de zi, să vă duceți frumos înapoi cu el în comisii, să vă puneți de acord ce acceptați și ce nu acceptați, după care să convocați din nou plenul și să votăm legal, pentru că tot ceea ce avem aici este lovit de ilegalitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamnă! Vreau să fost rea concentrată la maică de pe nu, a spus că hotărâți, a spus că decideți. Nu, eu nu la asta m-am referit, Nu la asta m-am referit, ci la decizia cu hotărârea respectivă. Plenul a hotărât ca cu bine de vot să fie completat pe mie. Am prins un punct de ordine de zi, am renunțit proiectul de ordine de instituirea comisiei comune speciale a Camerei. Deci,
pentru control execuției. Nu s-a menționat nici articolul, nici legea, nici nimic. Da? Și avizam pe marginile de interenare ce o domnule. Stai cu curtea de conturi. Dumneasa Mircea, vă rog, dumneasa Mircea, dezbatere de rame. Nu sunt. E greșeală, a zis. Ok. Începem dezbaterea pe articole a proiectului de hotărâre. Dacă la timpul proiectului de hotărâre sunt obiecte. Ia, fiți atenți aici. Apoi am un. Nu am adoptat. Articolul 1, nu adoptat, la 2, nu adoptat, la 3, nu adoptat, la 4, adoptat, la anexa cuprinzând componența nominată a Comisiei Comune Speciale și componența biroului acesteia la găsit. Iau ce e aici. Domnul Gabina, domnul Gabina. Mamă, ce e aici. PSD. PNL, iau ce aici. Ah, normal, pe da scrie și aici, nu trebuia să mai repete. Vă mulțumim, am de intervenții. UDMR-ul Micloș. No. Să înceapă dansul. Contra, bineînțeles. Păi ce, și-au făcut ei aranjamentele lor? Astea... Păi da, dar știi că-s cât îți trebuie pentru a ataca la Curtea Constituțională, da? Păi și atunci despre ce vorbim? Eu, domnul general nu vrea să voteze. Unde stau sus cu cartelele? Păi nu, nu, prezent nu votez. Așa am reușit 9 de lucru. Pentru 4 motivul, o abținem, 2 colegi nu votează. Nu votează 9. Propunerea a fost, proiectul de hotărâre a fost respins. Exact. Nu am primul necesar de voturi. Stimate colegi, stimați colegi de la USR care ați fost cartelele, să fiți că ați votat și motiva reprezentanților dumneavoastră în Comisia pentru Controlul Conținei Conturi. Mergem mai departe. Trecem la punctul 2. Solicitarea președintelui României, domnul Claus Weber, urmării studiei la urmare participării în partea României la operațiunea maritimă de timp coaliție Prosperity Guardian, OPG, începând cu anul 2024. Raportul 1 pentru cine apărarea acelui nou comisie de pentru proiectul de locare de hotărâre și apărăm la reprezentantului comisiei pentru reprezentarea raportului comun și a proiectului de hotărâre. Da, nu asta. Păi e tare, doamna asta e tare. Acum am înțeles eu de ce nu trebuie să facem deosebire între secții. Nu, sunteți rău. Băi, iar uite de la mine. Auzi, băi, doamne, ce se întâmplă? Băi, fii atentă, băi. Stați un pic. Aia nu înseamnă că nu sunt bărbat. E foarte atent. Situația de securitate din zona coastă prevenită și asigurată a strâmbării s-a deteriorat în statul de funcție negativă la nivelul inimaginabil, inimaginabil așa ceva. Deci ne băgăm în conflictul... A? Deci treaba cu pirații, este o operațiune NATO. Merge. Eu înțeleg, da. Nu, e cu pirații. Dar care pirați? Acum? Dar până acum au fost? Păi nu, că ăia zic următoarea treabă. Dacă printre pirați care țin cu ăia să bagă din ăștia, înțelegi? Dar cine a subvenționat toate grupările astea teroriste? Dar nu le-am subvenționat eu, cu tot respectul. Dar eu nu văd nicăieri acțiuni pentru pace. Păi nu, asta e pentru menținere. Care menținere? Că e un război acolo ca la Balamuc. Păi bine, încă nu e. A. E dansa.
ce repede. Popor român stă de pace, popor român stă de pace și acești inconștienți, dar solicitare prezentării înseamnă vot în Parlament. Dacă Parlamentul nu trece această solicitare, fac respinge. Dar cum să toți? Ce ai de cap? Păi nu, eu zic să nu mai citiți deloc, că și așa n-are nicio chestie, că voi faceți, voi votați, voi... Informarea este doar informare, solicitarea este supusă la vot. Nu, asta e solicitarea, asta e din 22 a 4-a. Băi, fraților, ne băgăm în toate chestiile. Da, ok, dar n-am văzut și eu. Ce? E foarte ciudat că totul s-a întâmplat după atacul Iranului asupra Israelului. Exact. Da? Totul dar se cere rușii după... Dar rușii au trimis zile trecute 45 de avioane sub 45. Cum? Rușii au trimis 45 de avioane în Iran. Da. Care sigur... Ia, și iar se ceartă ăștia? Ia. Dezbatere generală dacă sunt intervenții din partea acolo. Avem, aici. Doamna Șușoară. Yes. Hai. Încă nu. Asta nu jumate din voturile voastre. Mâine. Mulțumesc frumos, domnule președinte, de ședință. Este foarte curios că această solicitare vine după ce Iranul a atacat Israelul. Aș fi vrut să văd o astfel de solicitare să apărăm și românii din Fâșia Gaza și românii din Israel când au fost supuși acelor atacuri teroriste și sunt supuse și acum. Înțeleg că trebuie să trimitem militari români prin Marea Roșie în condițiile în care nu ne rezolvăm situația din Marea Neagră. Înțeleg că exista un scut cel mai performant din lume al Israelului, care uimitor a fost străpuns de către toate atacurile Iranului. Îmi este foarte clar că nu suntem apărați de niciun scut și de nici un fel de armată și ceea ce se întâmplă acolo mi se pare inacceptabil, pentru că nu văd nicio acțiune pentru pace. Și nu înțeleg de ce trebuie noi acum pentru a rezolva o situație pe care, efectiv, Statele Unite ale Americii și-ar putea o rezolva singură, pentru că este cea mai mare putere din lume. Nu sunt de acord ca românii noștri să-și piardă viața nicăieri, în niciun teatru de război, și militez în continuare pentru pace. Mulțumesc frumos! Păi, pe bune! Chiar mă întreb, mulțumesc, domnule președinte. Chiar mă întrebam zilele astea, cine a lansat intenția aia? Da. Ce? Nu înțeleg. A. Nu, 85, citește. Zeci, poate sute de mesaje. Ia uite, normal că le introduci. Da, și nu sunt oameni? Așa, și? Comerciale de acolo. Ia uite.
Nu, deloc. Doar că atrage oprobiu tuturor și vin încoace. Hai. O să ne mai solicite câte ceva pe aici, dar niciun caz nu introducem în România război. Nu, nu. Încetați. Deci au primit mail-urile voastre foarte bine. Se pare că sunt deranjați că le scrieți, scrieți-le în continuare, pentru că voi sunteți cei. Auzi, ce contează că sunt trei? Da? Deci, pentru ei nu contează decât... ce contează? Și că sunt trei. Păi, dar ce, bă, e vorba de români, mă? Și unul, dacă îmi trimitea, e viața unui român. Nu, domne, contra. Contra. Contra, frate. Uite aici. Uite, contra. 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 Nu mă interesează să-și rezolve singur problemele, nu să ia mie oamenii de aici din România și 3 și 85 și cât or fi. Nu mă interesează. Inimaginabil. La promovarea participării armatei României la operație de securitate și legina lucrurilor operațiilor urmate de minus mai în urmă neagră, MCM-Lex, la început cu anul 2024. Da, ok, bun. Turcia a propus instituirea unei grupări navale de deminare în Marea Neagră. Bun, perfect, de acord. Dar oare de ce nu se face absolut nimic pentru încheierea păcii între cele două, între cele două țări și aducem... Inimaginabil. Ia fiți atenți aici. Auzi, ce contează că sunt trei oameni? Inimaginabil. Deci pentru ăștia contează numărul, nu faptul că trimiți, trimiți români acolo. Aia ne mai trebuie. Eu, 5.000 de militari, frate. Eu vreau pace, eu sunt contra să trimit militari români oriunde la corect, atacat. Corect. Nu suntem atacați, nu am ce trimite armata română de aia. Asta e punctul meu de vedere. Eu am înțeles ce spune. Nici nu se aude. Băi, fraților, deci că ce contează că trimitem doar trei? Inimaginabil. Ăia trei sunt copiii cuiva. Ăia trei sunt soții cuiva. Ăia trei sunt frații cuiva. Ăia trei, în ghilimele ăia, sunt români. Niciun român nu trebuie să-și dea viața pentru alte țări, pentru securitatea altora și așa mai departe. Câți de ei lor au murit pentru securitatea, pentru securitatea României și a românilor? Inimaginabil. Păi ce facem? Să-și rezolve America situația. Că nu i-am finanțat noi pe nenorociții aia, da? Acesta ar trebui să fie singurul cuvânt și singurele pancarte pe care ar trebui să le vedem la nivel mondial. Pace. Da, e bine că luați minele de acolo, dar n-ar fi fost mai bine să ne preocupăm de pace în zonă? Nu ar fi trebuit să intensificăm absolut toate eforturile la nivel național și internațional pentru a aduce pacea în această zonă în care suntem foarte prejudiciați? Nu ar trebui ca domnul președinte Iohannis să solicite aprobare și pentru așa zisele ultime două informări
unde vedem că ne tranzitează armament către Ucraina din Estonia. Dumnezeule, păi din Estonia era mult mai direct să se ducă în Ucraina prin cele trei state prin care ar fi trecut și ajungeau direct în Ucraina. Nu trebuie să ocolească o Europa întreagă pentru a ajunge transportul prin România și de aici în Ucraina. Pentru ce nu militați în momentul ăsta pentru pace? Pentru ce nu solicitați tuturor statelor implicate să, în afară de adunarea acestor mine, de apărarea întregii Mări Negre, da? Pentru că noi le-am dat nas, haideți să fim serioși, i-am ajutat până când ne-au umplut Marea Neagră de mine. Așa, acum trebuie să punem în pericol viața unor oameni pentru deminezarea acestor Mării Negre, iar pace nu spune nimeni. Nimeni nu vorbește despre pace. Eu solicit Parlamentului României să meargă pe acel memorandum al meu, primul din lume și unicul până la acest moment, neutralitate pentru România, pacea de la București. Este neapărat necesar pentru că acest conflict se va termina foarte urât și nu acum, peste ani și ani, iar românii sunt foarte prejudiciați. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. E teamă că pe foaia de hârtie trebuie să scrie mir. Pentru proști, da. Dacă nu știi română. Vezi că mir se zice și în ucraineană. Așa spune legea românească și faptul că noi ajutăm ucraineană. Înseamnă că ne ajutăm pe noi. Ia, extra! Băi, băi, termină-te! Cine ești tu? Numele cui vorbești? În numele cui vorbești tu? Atunci să ne dea teritoriile înapoi! Vorbiți în numele vostru! Să ne dea teritoriile înapoi dacă Ucraina e România! Inima! Să participăm la deminarea. Exact. De minare. Nu, a zis deminare. 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 Ce? Da. Lasă-mă că nu mă interesează. Deci este inimaginabil. Deci auzi, îl adoptă, frate, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Contra, frate. Inimaginabil. Ia uitați-vă aici. 261 pentru 7 contra, 7 contra, abținere 1. Inimaginabil. Inimaginabil. A, iar începe nebunia cu... Nu, e problema dacă vă votează ai putin sau nu votează. Am înțeles. Inimaginabil așa ceva. Pregătiți oameni buni de mobilizare, curând după alegeri, pregătiți-vă de armată obligatorie, pregătiți-vă de militar obligatorie. Cam asta urmează. Noi, o mână de parlamentari, în afară de să luăm atitudine, nu putem face nimic. Deci ăștia, ia uite ce fac acolo, negociază acum, ia uite-i frate, ia uitați-vă, nu. Deci n-au vrut să fac absolut. 85 de militari. Da.
doare la pas. Știți, îmi doresc ca, dacă Doamne ferește, vom fi atacați, să cadă peste toate averile care au furat ei. E, tu crezi că o să cadă pe averile lor? Ei o să-și trimite copiii în afara țării și românii vor fi incorporați în finalele. Bineînțeles, deci, l-ați auzit pe ăla ce a spus? De unde e ăla, mă, care a vorbit? De la ce grup e? De la USR? Da. Ha? Da, cine e ăla? Aur a votat pentru. La 7 ani zile, 7. Da, Aur a votat pentru. Aoleo, am uitat să vă zic, Aur a votat pentru. Aur a votat pentru trimiterea de trupe românești. Noi ăștia care am votat împotriva trimiterii de trupe, suntem considerați... Inimaginabil. Auziți ce spune ăla de la USR? Că dacă ajutăm Ucraina, ajutăm România, pentru că Ucraina este... Ucraina sau România e tot una. Dacă vă raportez la teritoriile românești din Ucraina pe care eu le doresc înapoi, pot fi de acord, dar nu asta a fost interpretarea dânsului și afirmația dânsului. Inimaginabil. Deși, fiți atenți, în tot parlamentul ăsta, din 334 câți am fost prezenți, doar 7 oameni au votat împotriva, mă rog, și cu abținere 8 persoane au votat împotriva trimiterii românilor în teatre de operațiuni care nu ne privesc. Nu ai cum să nu ai relații cu mașinile. Ia, se întorc ăștia, ia, fiți atenți aici. Ia uite-i, Doamne. Doamne, Maica Domnule! Doamnelor și domnilor deputați senatori, vă invit să luați loc. Vă invit să luați loc. Vă facem un bun de control pentru a... Ia, ne mai și controlează. ...care e forul de ședință pentru votul secret care ar trebui să urmeze la... Ia. Încă o dată vă invit să luați loc în bănci. Domnul Simonis nu prea mai este ascultat pe aici. Nu fac punctul de control. Ia fii atent cum ne vorbește. Ia fiți atenți aici. Te provocam în dată. A, fii atent. Domnul ministru. Care-i ministru? Ia fii atent, mă, băi, fii atent ce face ăsta aici, ăsta crede că e la școală. Dar nu e deputatul ministru ăsta? Ministrul era el acolo, la minister. Inimaginabil. Ce caută executivul în țară? Dacă e deputat, e ok. Așa este. Nu poți să fii pro-România, că pro-România e ponta. Nu mă interesează nici nu. Ce vrea? Propunere 5. Contra, frate, nu știu. Ce e 5? N-au venit nici rușii, nici americanii să are pe mult. Cum propunere 5? Nu mă interesează că acestea... Păi ce fac? Aaa... Să voteze în Parlamentul României, să voteze pacea... și să voteze unirea cu România. Nu avem ce apăra Moldova dacă nu se unește în România. Adică tu vrei să fii independent? Păi apăra și nu trebuie să spuneți la România cu România. Dacă... Mai tare, că nu se aude! Nu se aude! Nu se aude! Deci îi dă sunetul mai încetul ăsta, fii atent. Ați observat? De câte ori vorbesc ea, le dă sunetul mai încet, volumul mai încet. Ia propună, ia Simon, zi. A, nu aveți quorum. A, acum votați, acum votați. Bine, nu vă colegii deputați înapoi să rămână în sală. Forum este la 12 voturi în acest moment. Am 10 minute, luați legătură cu colegii absenți. Păi, dar voi modificați regulamentul? Voi modificați regulamentul pentru a avea vorum? Băi, voi realizați ce fac ăștia? Deci ăștia au suspendat ședința că n-au vorum. Deci nu au...
și fac pauză 10 minute ca să-i cheme pe aia. Deci n-au jumătate plus unul din oameni prezenți ca să voteze. Băi, deci nu e așa, deci nu se poate. Voi înțelegeți că ăștia modifică Constituție, legi, regulamente și le fac... Este exact... Unii Simion al vostru? E, Simion? Unde sunt deputații AUR, ăștia care luptă pentru dreptate? Deputații AUR au votat pentru implicarea, pentru trimiterea... Pentru că n-au suficient număr de voturi ca să mai vină 12 deputați în sală, înțelegi? Exact, 12 deputați, deși atent, ăștia acum își caută Simion. Băi, Georgica, fără frică, unde e bă? Georgica face aranjamente la locare, ia 50.000 de euro, pungere cu bani. Aoleo, numai atât? La oraș mic, la centru județean, 200.000, 200.000, la locul deputat, 200.000, 300.000, păi, Georgica, 1 milion, depinde de putere de recuperare la fiecare. Păi, 1 euro parlamentar pe 6. Uitați-vă, doamna... Ce zici, ce zici? Raisa Nachi, deputat, fost deputat, au spus... Cât a costat europarla? Depinde de locul care... Zii cât e, de la cât la cât? La 400-500 de mii de euro până la 1 milion un loc la deputat, la europarlamentare? Uitați, unde? În contul de campanie? Într-un cont privat. Într-un cont privat, nu? Deci nu cred așa ceva. Ha? În sală și deci nu cred așa ceva. Se cheme pe toți să-i aștepte să vină la serviciu. Nu o să vedem. Înțelegeți? Deci trebuie să fim 466 de parlamentari și cazul că sunt prezenți. 466 parlamentari. Românii plătesc astăzi salariul pentru 466 parlamentari. Și avem... Avem un total 229 prezenți. Prinții își permit. Băi, fraților, deci ce aflăm astăzi se ies la suprafața adevăruri? Wow, hai că începe precampania să te ții câte lucruri o să aflăm. Deci astăzi s-a încălcat absolut tot ceea ce se putea încălca, de la Constituție, lege până la regulament. Pentru că n-au avut prezența a jumătate plus unul din parlamentari în sală, le mai trebuiau 12, s-a suspendat ședința pentru ca să fie aduși băieții și aduși în sală. Bă, unde e prietenul tău, Georgica, fără frică, bă? Ei știți că erau un banc, nu mă uit la mine, era un banc cu un iepuraș care nu venea la ședințele pe care le făcea leul în pădure. Nu știați bancul? Și după vreo 4 zile se duc peste el. Hai mă, două naiba de treabă, tu chiar nu vii la ședințe să votăm? Tot de parlament era, parlamentul pădurii. Da. Și la care el zice, e, mă, o lene de nu mai pot. Deci cam așa ceva. Și pe ăștia îi trece lenea de nu mai pot. De s-a suspendat ședința să se aducă unii care au oră în Parlamentul României. Păi știți, noi râdem, dar nu e de râs că e pe banii românilor și e pe libertatea românilor și... Desigur, și pentru 800.000 de evrei. Și mai mult decât atât, între timp, știi, ca la o bârfă așa între parlamentari, Raisa a fost membra a AUR, ne spune că un loc la europarlamentare la Haules e între 4-500 de mii și 1 milion de euro, în funcție de locul pe care îl ocupi. Și era o întrebare, prințul cât a dat? Eu nu știu de care prinț se vorbește, că habar n-am. Da, dacă toți suntem într-o lume din asta cu prinț, prințese, regi și regine, cu tot felul de despăgubiți de statul român din avutul țării, care se îmbuibă de nu mai pot și nu fac absolut nimic pentru România, aia e. Dar să suspezi ședința ca să-ți mai aduci 12 care se află într-o...
Hai mă, că să recunoaștem ce e în Parlamentul României. Ăștia în birouri fac... Online. Nu numai online. Stai că am descoperit și că sunt câțiva care se loghează pe site-urile astea interzise plus 18 și plătesc de pe cartela Camerei Deputaților sau Senatului și se pare că există și niște note de plată de la câteva mii de euro până la vreo 15.000 de euro și ar trebui făcut un control. Și ci că unul a fost și prins într-un birou, într-o ipostasă. Hai de capul meu! Păi realizați ce e aici? De ce a ajuns, băi, Parlamentul României? Cumva, cred că se vor aduce cu mandat. Așa o să se schimbe regulamentul și legea. Eu propun ca parlamentarii care nu vin la ședințe să fie aduși cu mandat. Da, exact ca în procedura penală, stai. Sau civilă, nu te-ai prezenta, n-ai o motivație și așa mai, nu motivare, trebuie să te aducă cu mandat. Și trimiși, cum domnule, dar trebuie refăcute arcanele, ce aveți domnul Dăneasa? Eu le fac câteva, faci și tu câteva? Eu nu mai fac nimic pentru nimeni decât pentru poporul român, nu. Diana, dacă să existe oameni care să facă lucrul ăsta, spune. Da, domnul senator, vă ascult. Dacă scoatem cartelele, rămân fără corum. Dacă țin cartele, votez împotrivă, dar e numărul care le dă corum. E mai bine să rămână fără corum. Hai că au mai plecat. Deci au chemat vreo 12, dar au mai plecat. La pască, mai bine. Să fii prezenți. Da, asta la ce? A, să scoatem... Eu de ce doar fac asta? Că bata bună și au corum, ia stai un pic. Da, bună ziua. Dacă nu ori mai mult bani decât SRE-a. Da. Salariul minim în România. De unde se pici? Nu se din câte știu eu, da. Când se rea mâine votul? Putere. Aflu cam într-o oră să vedem dacă nu cumva am plâns și la ce oră, dar sper că nu la ora aia, dacă o fi o fi dimineață. Nu contează cum, da? E, okay. Cum e partidul. Da. Ok, da. Da, mulțumesc. Deci, foarte mult contează și omul, dar contează. Da, păi pe mine au început să mă sune de la toate secțiile de poliție pe unde sunt plângeri penale, ca să mă duc să... Păi dacă nu se întâlnește numărul de vot... Să depun, sau să dau declarații, ori să fac declarațiile moarte. Ia! I-au venit cei 12? Dar ăsta la ce e? Stai că eu vreau să... Nu e aia, e numirea unor membri ai plenului Consiliului Concurenței. Consiliul Concurenței? Da, la 4 am rămas. Și aia cu transitul de arme? Aia e o informare 5 și 6. E doar informare. Ia, iar s-au adunat aia, da, atât informare. Eu de ce am vorbit acolo, de ce nu ne cere aprobarea? Cer votul, vezi de treabă că se cere votul la aia. Nu se poate doar altă. Bineînțeles. Transitul de arme. Nu, se cere votul, vezi de treabă. Nu. Eu nu-ți pagă ca să schimbi legea. Dacă spun e doar informare, el a hotărât, uite-te la informare. Ia fiți atenți aici. Păi așa au trecut-o, poate. Nu, este informarea lui. De pe 3 aprilie 2024, zice, iau, nu, astfel în contextul răspunsului nu știu ce, a transmis o solicitare în România, în acest context, a solicitării României pentru tranzitarea teritoriului național și organizarea activități de instruire pentru echipajele ucrainene care urmează să ia în primire să opereze echipamentele donate. După consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, am aprobat, spune domnul președinte, tranzitarea teritoriului național a echipamentelor bună materiale donate de Estonia către Ucraina și instruirea militarilor ucraineni vizând pregătirea pentru cunoașterea, utilizarea și bla bla bla. Instruirea militarilor? Da. A aprobat el? El a aprobat, fraților, da, când el. Doar ne informează. Atât, că noi suntem niște... Două solicitări care ne-am supus la vot și am votat contra sau pentru, am votat majoritatea pentru și două informări. Informările nu... Ia ce zice el? Exact. Noi putem să ne dăm și demisia. Și invocă Consiliul Suprem de Apărare a Țării
organizează și coordonează unitar activitățile care au prestat de securitate, participarea la mențiile cu internaționale și apărarea colectivă în sistemele de alianță militară, precum și la acțiune de menținere de stabilirea păcii. Ok, dar el invocă art 119 din Constituția României. Păi da, dar aici e vorba de organizează și coordonează, dar aprobarea, asta e problema. Cine, da, cine aprobă organizarea? Parlamentul. Păi, și atunci, despre ce vorbim? Chiar așa nu mai contează absolut nimic parlamentul ăsta? Coordonează și organizează. Via, ai ridicat Domince la Filiu să-i lovești tare. Garantul internaționale al unității și integrității teritoriale. Veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare. Funcția de mediere, da? Unde mai vorbesc acum că mă apucă. Dar sunt penit. Marile partide conducătoare ale României. Ne frică, mă, că vor citi alegătorii. Bă, cum a votat ăsta? Nu e frică la țară acolo. Vezi de treabă. Alegătorii lor sunt aia care nu citesc. Păi lasă-mă, alegătorii lor nu sunt destul totuși. Fiindcă spun eu că ăștia cu ajutoarele de șomaj nu știi cum votează. Păi nu știu, că jumate a luat Diana la ea, gata, s-a ales prof. Ce? Nu sunt destui aia care să-i voteze pe ei și le implică de teritoriu. De ce uitați fraților aici? Deci, e inimaginabil așa Constituția ceva. Constituția spune că președintele și 92. Consiliul Apărării organizează și administrează. Da, e foarte corect. Păi, e foarte corect. Da, dar nu aprobă. Da, nu? Păi, Parlamentul își aprobă orice mișcă. Nu. Degeaba e. E exact asta, nu vor. Tu nu vezi să nu mai dau drumul la ședință? Nu, dar e cuvântul. Mai tare! Stai. Deci nu ați găsit, par nu există. Ai, sunteți la muncă, da? Bravo. Nu există așa ceva. Nu au să vină cum am venit și noi. Ne opunem. Deci n-au găsit 12 capabil să vină. Deci nu se poate așa ceva, fi atent contra. Deci uitați-vă și voi ce e aici. Pe cine plătiți voi mai? Nu vrem să facem ședința. Noi vrem să muncim. Ședință. Corect. Extraordinar. 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 N-aveți forum. N-aveți forum. N-aveți forum. N-aveți forum. Inimaginabil. Deci știți de ce? Ca să nu cumva să nu se discute despre inform. Băi, din cauza lui Georgica, bă. Georgica a boicotat treaba. Păi asta e aranjament cu voi, cu PSD-ul și cu PNL-ul. Aveți trei colegi în sală, uitați-vă. Uitați-vă, au, în prezent trei colegi în sală. Este tratată. În grupul parlamentar, în grupul de prietenie, a Republica Italiană, s-a întâlnit și se întâlnește fără participarea mea și fără care să știu, sau
Ia fiți atenți, fraților, aici. Articolul 3 din legea 291/2007. Înființarea pe teritoriul României a unor comandamente, entități, elemente sau structuri militare străinilor multinaționale, precum și a unor structuri sau reprezentanțe militare ale organizației face, în baza tratatului internațional ratificat Parlament, atunci acestea conțin prevedere expresă în acest sens, cu aprobarea Parlamentului la propunerea președintelui, la solicitarea MEAN, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Despre ce vorbim? Care mă, n-a zis, el a ordonat. El a aprobat? El nu poate aproba așa ceva. Asta e Constituția, articolul 4? Articolul 4? Bun, acum, ia fiți atenți aici. Ar 3 intră în contradicție cu ar 4. Deci eu au făcut o lege care e neconstituțională, deci trebuie să sesizăm, nu pot să fac altceva decât să sesizez avocatul poporului. Și asta când au făcut-o? În 2015, fii atent de când... după 2014, fii atent, după invazie. Intrarea și staționarea forțelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului național de către acestea, în scopul pregătirii sau desfășurării operații militare, potrivit angajamentelor asumate de România prin tratate internaționale, se aprobă de către președintele României la propunerea prim-ministrului, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Păi unde îi spune el de propunerea prim-ministrului? Președintele României informează Parlamentul despre decizie în termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar dacă Parlamentul este în vacanță de la începerea sesiunii ordinare sezionare, după caz. Stai, mă, asta e băgată în Constituție? Nu, nu, în lege, ceea ce încarcă Constituția. Bun, dacă eu fac astăzi un proiect de lege pentru... anularea. Da. Și îl motivez în drept constituțional și lege semnați? Da. Bun, astăzi fac eu proiect de lege. Ok, mersi, mersi, mersi. Bun, deci este neconstituțional și sesizăm și avocatul poporului, da? Avocatul poporului trebuie semnături. Nu, nu, sesizez eu. Ca parlamentar, păi n-am sesizat. Și ea ia atitudine, da, în caz că bine, nu cred că vor aproba ei chestia asta, dar legea asta e total neconstituțională. Este total neconstituțională. Inimaginabil. Contravine Constituția, articolul exact. 19 și articolul 84. Exact. Inimaginabil așa ceva. S-au modificat, au făcut modificări în 2015. Da, stai să văd când a fost modificată. 2015. Nu, stai un pic, trebuie să iei, uite aici, toate, deci include modificări în 2015 și în 2017. Ia să vedem în 2017. Nu. Ia uite cum era. Înființarea pe teritoriul României. Ia fiți atenți cum era în 2015. Se face cu aprobarea Parlamentului. Pe atât ai în Constituție. Incredibil. În Constituția asta scrie. Deci am anulat articolul 3 din Constituție, nu poate fi. Trebuie să... Nu, 3 din lege. E făcută în Parlament de ăștia. Legea. Bun. Deci avem treabă. Deci parlamentarii trebuie condamnat toți aia care au votat. Nu poți, că știți foarte bine, Constituția spune că niciun parlamentar nu răspunde pentru votul său. Da, aha. De-aia au făcut și cu Petromul privatizare prin Parlament ca să nu fie condamnat niciunul. Da, da. Nu există nicio semnătură a lui Adrian Năstase. Când a dat Anca Alexandrescu la publicității contractul de privatizare Petrom, am și eu că mi l-a dat și mie, nu exista nici o semnătură a lui Năstase. A fost trimis către Parlamentul României, este caz unic în istoria lumii, în care un contract este de fapt legiferat și votat de către Parlament. Nu există precedent în lumea asta. Păi cum, mă, și juriștii noștri fantastici ăștia, cum au permis așa ceva? Păi ce a știut cineva? Păi cum să nu știe? Nu, a fost pe secret. A fost totul pe secret. Da, bine, nu mai așa secret că l-a făcut rost.
oficial nu e dat public. Ba da, l-a dat Anca. Dar nu e oficial dat în monitor. Ba da, este dat. Cum să nu, este dat. Dacă a ajuns pe toate televiziunile, este dat. Dar în afară de realitate, nimeni n-a vorbit de așa ceva. Da, ba, este. Dragilor, s-a suspendat această ședință. Astăzi mă voi preocupa de acest lucru. O să am mult de lucru pentru că am de întemeiat în drept constituțional și mâine să depunem proiectul de lege, nu? Să depunem mâine proiectul de lege. Urgent. Da, este urgent, astfel încât să schimbăm... Da, să lucreze cu mine, vorbesc cu ea. Păi vine înainte de ședință, vine înainte. Și îl semnăm și îl depunem. Azi mâine. Se amână pe mâine la ora... Da. Ședința de acum se amână pe mâine, la ora 11, nu? Așa a zis. 11:30? Ne întâlnim la 11, semnăm și depunem. Și plenul rămâne la Senat acum la 4. Da, acum mergem la Senat, la treabă. Hai să bem o cafea. Așa, așa ne-am enervat destul. Inimaginabil. Deci, dragilor, îmi pare rău, asta a fost situațiunea. Prin legea din 2015, modificată... 2007. 215 pe 2007. Legea este făcută în conformitate cu prevederea Constituției. E foarte atent. Nu, și acolo a fost, m-am uitat și acolo e greșit. Trebuie să, este greșit, tot așa îi dădea... Sigur, domnul general. Hai să închidem live-ul. Sunt sigur că foarte mulți au absentat special. Da, domnule, au mustrări de conștiință. Nu. La oamenii le e frică de vot. Le e frică de vot. Da? Păi, dar e pe campanie electorală. Cum n-ai pas să votezi așa ceva? Ce se întâmplă? În București? Deci în Pitești? Cum e în București? Poți să te Pitești, dar în Pitești nu poți să te București. Ai înțeles ideea? Domne, da. Cert, deci, domnul general, cert este un singur lucru, da. Și vă repet, n-au reușit să găsească încă 12 parlamentari, ăsta este adevărul. Înțelegeți? În Parlamentul României. Hai că m-am săturat. Hai că m-am săturat, pe bune, deci chiar m-am săturat. Este o mizerie de nedescris. Așa că... ia uite ce mi-au făcut, m-au scos din live. Oricum, închidem... da, m-au scos din live. Închidem... Ia fi atent aici, ce face? Îmi bagă... Ia uite ce a făcut acolo, a pus steagul Germaniei. De prietenie. Ce prietenie? Păi nu știi aia cu prietenie? Hai mă, lasă-mă, puii mei. Atâta pot să vă spun. Asta este cel mai important lucru pe care nimeni nu îl... Atât trebuie să se spună. Pace. Da? Pace. Bun. Astăzi o să încep. Uite, chiar acum o să mă duc și din sală o să mă apuc să fac modificare la legea respectivă. Luăm toate articolele la puricat, astfel încât să putem să depunem un proiect mai ca lumea. Domnul general, dacă am vreo întrebare de asta specifică cu armata, vă sun. Nu, fiindcă știi de ce nu trebuie să ai? Ai articolul în Constituție care e foarte clar. Exact, da. Corect. Iau toate articolele, că mai sunt încă vreo două. Da, trebuie întrebat și ăsta, primul procuror al României, că noi discutăm de separarea puterilor în stat. Până când se facă asta? Eu zic, făcute intervenții ca lumea. Facem intervenții ca lumea peste tot. Credeți-mă, se sezește și avocatul poporului, nu se sunt poate. Sunt prea multe instituții pe care le plătim din banii noștri și care nu-și fac treaba, domnule. Fiindcă instituțiile astea erau în 2015. Bem un cafea și să vorbești cu doamna Via. Vă îmbrățișez pe voi ceilalți care ați realizat tot ceea ce se întâmplă pentru oamenii treziți. Îi îmbrățișez și pe ceilalți că poate le dau un pic de trezire. Acesta a fost Parlamentul României de astăzi, un parlament în care nu au existat destui parlamentari ca să poată să se voteze, poate mai bine. Mâine o să vin cu un proiect de lege, pentru că nu se poate așa ceva. Deci au făcut o lege efectiv neconstituțională și sesizăm și avocatul poporului. Când v-am spus eu că sunt 100.000 de acte normative și nu le mai știm nici noi la număr, care cum sunt și ce prevăd, da... Toate cele bune, Dumnezeu să binecuvânteze România și poporul român și să ne ferească de război. Toate cele bune.